Uite nebunul, conduce, băie și copil. O fi furat mașina. Păstrăm distanța de siguranță, da? Acum avem 40 de km pe oră în aglomerație. Pentru un începător nu e puțin. Acum avem 50. Acum avem 60 și nu mai accelerăm, fiindcă se vede coloana cum frânează. Se vede clar semaforul pe roșu în depărtare, coloana a frânat. Și nu știu dacă ați văzut, pe celălalt sens de circulație, un motociclist s-a ridicat pe o roată. M-a umplut de respect pe mine cel puțin. Mergem ușor înainte, nu țâșnim când se face loc, totul previzibil. Pentru că ceilalți participanți la trafic mai experimentați să ne poată anticipa mișcările. Coloana se pune în mișcare, băgăm viteza 1, plecăm ușor. Imediat 2. Păstrăm distanță de siguranță dublă. Deja coloana a început să frâneze, observați. Pentru că lumea merge foarte aproape unii de alții. Suntem atenți la acest slogan Vreomare, să nu ne ia banda, să nu ne ciocnim, nu de alta. Anticipăm tot ce fac cei de pe banda care se blochează. Vom urmări să facem rondul. Ne asigurăm bine la toate benzile, întoarcem și capul și schimbăm banda tot timpul cu semnal.